Timp de 3 zile puteți asista la spectacole creative montate de trupe studențești, improvizații cu măști și coreografie, spectacole paraverbale, dar și un colaj de adaptări ale textelor ioneștiene. În plus, organizatorii festivalului au pregătit și o expoziție de artă inedită, Ionesco 3D, care îl prezintă pe dramaturg în 3 dimensiuni grafice, caricatură, grafică și fotografie. Este pentru prima dată când zilele Eugen Ionesco se desfășoară la București și nu la Slatina. Ionesco, cum dorește familia să îl numim de acum încolo, aici își are locul, pentru că această clădire am luptat 12 ani să fie gata, așa cum o vedeți, pentru tinerile generații care vor urma. Și Ionesco va trebui să urmeze indiferent de piedicile pe care îi vor pune anumiți certați cu cultura. Este vorba doar de, fac un joc de cuvinte, doar de coteul românesc. Este vorba de personalitatea acelui care a devenit evident, după cum o știi, Eugen Ionesco, păstrat ca atare de istoria universală, dar aceeași istorie universală nu uită să spună că este născut la Slatina, în România, lucru care nici orgoliu, nici mândrie, dar nici rușine și nici jenă nu trebuie să producă, că se producă o responsabilitate majoră, aceea de a respecta ceea ce avem, puține lucruri pe care avem, măcar să le respectăm și, dacă se poate, să le facem cunoscute, mai ales generații tinere. Organizatorii vor să aducă publicul tânăr mai aproape de teatrul absurd, astfel că, pe tot parcursul festivalului, intrarea va fi liberă. Trupe de teatru venite din toate colțurile țării vă așteaptă cu mare drag în sălile de spectacol. Sâmbătă seară puteți viziona piesa Tabloul în sala teatrului Pod. Pentru duminică vă recomandăm spectacolul Exerciții de conversație, pregătit de actorii teatrului Excelsior după mai multe texte ale lui Ionesco.